Itinerar bíblico. Itinerar bíblico. Itinerar bíblico. Stimați ascultători, vă prezentăm programul Itinerar Biblic, inspirat din comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Adaptare și prezentare, Pastor Sorin Covaci. Dragi prieteni, suntem la ultimul capitol al cărții Levitic. După ce începem să citim acest capitol, ne întrebăm de ce este pus aici. Pare să fie mai mult o anexă sau un postscriptum la cartea Levitic. Toți comentatorii remarcă acest lucru, iar unii chiar consideră că aceasta este o problemă majoră a cărții. Sais nu include acest capitol în cartea Levitic, iar Dr. Langley îl tratează ca pe o anexă. Deși subiectul pare să nu aibă legătură cu restul cărții, personal nu văd niciun motiv să facem din țânțar armăsar. Cred că există un scop precis pentru care acest capitol a fost pus ultimul. Un alt cercetător al scripturii, Dr. Kellogg, citat de noi și în alte rânduri, observă că tot ceea ce a precedat acest capitol este obligatoriu, în timp ce lucrurile din capitolul acesta par a fi mai mult recomandări. De fapt, capitolul în sine constituie un punct final foarte potrivit și foarte frumos al cărții despre închinare. Într-un mod asemănător, capitolul 21 al Evangheliei după Ioan urmează după un capitol în care fusese descrisă arătarea lui Hristos cel înviat. Ce ar mai fi putut urma după așa ceva? Dar iată că Domnul vrea să-i spună ceva lui Simon Petru. Dacă mă iubești, paște mielușeii mei. Era o invitație la voluntariat iar această decizie voluntară se bazea pe dragoste. Aceasta este metoda lui Dumnezeu, dragii mei. Jurămintele voluntare au o caracteristică uimitoare. Ele vin după ce au fost date porunci, legi, reguli și ceremonii. Ele reprezintă a doua mile după ce Dumnezeu a cerut să mergem una cu el. Totodată, el reprezintă răspunsul unei inimi recunoscătoare. Totuși, este important să notăm faptul că, dacă am făcut o promisiune lui Dumnezeu, trebuie să o împlinim. Reacția naturală a unei persoane mântuite ar trebui să fie ce pot face pentru Domnul, când Domnul a făcut atât de mult pentru mine. Găsim această atitudine de foarte multe ori în scriptură. Cum voi răsplăti Domnului toate binefacerile Lui față de mine? se întreba psalmistul în Psalmul 116, versetul 12. Apostolul Pavel scria credincioșilor din vremea lui: Vă îndemn, dar fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să duceți trupurile voastre ca o gerfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Aceasta nu este o poruncă. Pavel spune: Vă îndemn. În alta epistolă el vorbește despre harul lui Dumnezeu care aduce mântuire și care a fost arătat tuturor oamenilor. Ce face acest har? Cere ceva? Solicită ceva? Nu. Oferă. Orice credincios vrea să facă ceva pentru Dumnezeu. El vrea să dedice un lucru lui Dumnezeu. Cea mai mare problemă este să găsești lucrul vrednic de a fi dedicat lui Dumnezeu. Ephraim Cyrus a scris, Declar că viața mea este nelegiuită pentru că nu este de niciun folos. David Brainard a spus, o, dar fi sufletul meu sfânt așa cum este Dumnezeu de sfânt! O, dar fi sufletul meu curat cum este Hristos de curat și desăvârșit cum este Tatăl din ceruri! Acestea sunt cele mai dulci porunci din Cartea lui Dumnezeu, care le cuprind pe toate celelalte. Să le încalc eu? Trebuie să le încalc? Este nevoie să fac acest lucru pentru că trăiesc în lume? Vai mie, sunt un păcătos! Ce poate oferi un suflet lui Dumnezeu? Acest capitol ne răspunde la această întrebare. Odată ce a fost făcut un jurământ, este obligatoriu să fie împlinit. În Cartea Proverbelor, capitolul 20, versetul 25, avem o bună meditație. Este o cursă pentru un om să facă în pripă o făgăduință sfântă și abia după ce a făcut juruința să se gândească. Dragi prieteni, cercetați mai întâi să fiți siguri că știți ce faceți. Jurămintele erau de două feluri. Jurăminte promisiuni și jurăminte de renunțare. Aceste jurăminte sunt des întâlnite în viața poporului lui Dumnezeu. Apoi mai exista jurământul de nazireu, pe care îl găsim explicat în amănunt în capitolul 6 din Cartea Numeri. Cel mai impresionant jurământ este cel făcut de Iefta. Jurământul lui se găsește în Cartea Judecători, în capitolul 11. Iată ce scrie în versetul 30. Iefta a făcut o juruință Domnului și a zis, Dacă vei da în mâinile mele pe fiul lui Amon, oricine va ieși pe porțile casei mele înaintea mea, la întoarcerea mea, fericite de la fiul lui Amon, va fi închinat Domnului și îl voi aduce ca ardere de tot. Știm că Dumnezeu interzicea în mod clar jertfele umane și din această cauză, pe mulți, acest verset 31 i-a indus în eroare. Cred că ultima parte a versetului poate fi tradusă și în felul următor. La întoarcerea mea fericită de la fiul lui Amon, va fi închinat Domnului sau voi aduce o ardere de tot? Amintiți-vă că fica lui i-a ieșit în întâmpinare. El nu a jertfit-o pe fica lui, dar a închinat-o Domnului. Acest lucru rese clar tot din Cartea Judecători, tot în capitolul 11, versetele 39 și 40. Cu alte cuvinte, ea nu s-a căsătorit. Pentru o femeie că acesta era un lucru groaznic. Iefta a închinat-o pe fica sa domnului, nu a ucis-o aducând-o ca jerfă. Dar, indiferent de acesta, oricum a fost un jurământ pripit din partea lui Iefta, dar cel puțin s-a ținut de cuvânt. Dacă jurământul nu era ținut, trebuia adus o jerfă pentru vină și una pentru păcat, așa cum prevede capitolul 5 din Cartea Levitic. Cred că Dumnezeu vă va socoti răspunzător de jurămintele făcute. Foarte mulți creștini nu își respectă promisiunile făcute lui Dumnezeu. Dacă nu aveți de gând să vă respectați jurământul sau dacă tratați cu ușurătate acest subiect înaintea lui Dumnezeu, mai bine vă gândiți de două ori înainte de a vă un astfel de angajament. Am întâlnit mulți creștini care sunt nefolosiți astăzi. Mulți sunt judecați și foarte mulți au dormit, așa cum spune Pavel pentru că nu au fost atenți la angajamentele luate. Rețineți, Dumnezeu nu vă cere să faceți jurăminte. Este hotărârea voastră, este decizia voastră deliberată de a face ceva. Dar dacă decideți să faceți un astfel de jurământ, ați face bine să-l împliniți. Dar iată ce conține acest capitol cu numărul 27 din Cartea Levitic. Domnul a vorbit lui Moise și a zis, vorbește copiilor lui Israel și spune Când se vor face juruințe Domnului, dacă e vorba de oameni, ei să-i fie a Domnului după prețuirea ta. Când se vor face juruințe Domnului, cred că ar trebui tradus aici prin când cineva a pus deoparte un lucru prin jurământ. Aceasta înseamnă că el a ales un lucru anume de o valoare specială pentru proprietarul lui, cel care face jurământul. Amintiți-vă că David nu a vrut să-i dăruiască lui Dumnezeu ceva ce îi fusese dat. Nu, vreau oricum să cumpăr de la tine cu un preț: căci nu voi aduce Domnului Dumnezeului meu arder de tot care să nu mă coste nimic, spune David. Dragul meu prieten, dacă ești membru al unei biserici și încerci să-i aduci lui Dumnezeu un dar care să nu te coste nimic, mă rog să se îndure Domnul de tine. Astăzi, noi nu mai trăim ca Israelul sub sistemul zeciuielilor. Dumnezeu nu ne impune să aducem lui 10% din ce avem. Darul nostru trebuie să fie făcut de bună voie. Și vă asigur că dacă sunteți zgârciți cu Dumnezeu, și El va fi zgârcit cu voi. Puțin dați, puțin veți primi. 10% trebuie să fie pentru creștini limita minimală. Îndurarea este față de el mult mai mare și el trebuie să fie mult mai darnic. Un important om de afaceri a fost întrebat care este secretul succesului său. El a răspuns, cu cât revarsă Dumnezeu mai mult asupra mea, cu atât revărs și eu ce ce îmi dă el asupra altora. Și cu cât dau mai mult, cu atât primez mai mult. Acesta nu înseamnă că Dumnezeu ne va binecuvânta pe toți cu bani. El are felurite binecuvântări pentru noi. Totuși, Părerea mea este că mulți sunt săraci sau au probleme financiare din cauza felului în care îl abordează pe Dumnezeu. Un om a venit la un moment dat la mine și mi-a oferit un pachet de acțiuni. Dacă tot se prăbușește piața și prețul lor a scăzut atât de mult, mai bine le dau bisericii, a spus el. Dragii mei, Dumnezeu să ne ferească de astfel de atitudini. Trebuie să-i dorim Domnului numai lucruri de valoare care înseamnă ceva pentru noi iar prețuirea pe care o vei face unui bărbat de la 20 până la 60 de ani să fie de 50 de sicli de argint după siclul Sfântului Locaș. Dacă este femeie, prețuirea să fie de 30 de sicli. Dacă un om era închinat Domnului printr-un jurământ, aceasta nu însemna că se ducea să slujească la cortul întâlnirii. Aceasta era slujba leviților. Putea fi plătit un preț de răscumpărare pentru persoana respectivă și în felul acesta era liberă de jurământ, aceasta era înlocuirea plății în natură prin plata în bani pentru o persoană. Un bărbat între 20 și 60 de ani era prețuit mai mult pentru că putea munci mai mult. Se pare că munca pe care o putea face o persoană era standardul de evaluare. Un bărbat tânăr putea munci cel mai mult, după prețuirea ta, însemna după ceea ce era considerat valoarea potrivită la vremea aceea în mijlocul poporului. Vedeți, era prevăzută și inflația. Valoarea muncii unei femei era considerată mai mică, dar important este că o femeie putea fi închinată Domnului. Cred că acest argument arată în mod clar că fica lui Efta nu a fost adusă ca o jertfă omenească înaintea lui Dumnezeu, ci a fost închinată Domnului și nu s-a mai măritat. Ana l-a adus pe Samuel la templu ca o ofrandă de mulțumire adusă Domnului în contul jurământului ei. Ea a spus, Doamne, ți-am spus că dacă îmi vei da un fiu, ți-l voi aduce ție. Și iată-l, Ia și-am plinit jurământul. Ați venit vreodată la Dumnezeu să vă aduceți pe voi înși vălui? V-ați adus copiii înaintea lui Dumnezeu sau nepoții? V-ați adus posesiunile voastre materiale înaintea Domnului? El n-a poruncit să faceți acest lucru, dar a spus că puteți face. Dar dacă oferiți ceva Domnului, dragii mei, aveți grijă să fie un lucru bun. De la 5 până la 20 de ani, prețuirea să fie de 20 de sicli pentru un băiat și de 10 sicli pentru o fată. De la o lună până la 5 ani, prețuirea să fie de 5 sicli de argint pentru un băiat și de 3 sicli de argint pentru o fată. De la 60 de ani în sus, prețuirea să fie de 15 sicli pentru un bărbat și de 10 sicli pentru o femeie. Dacă cel ce a făcut juruința este prea sărac ca să plătească prețuirea aceasta făcută de tine, să-l aducă la preot să-l prețuiască și preotul să facă o prețuire potrivit cu mijloacele omului aceluia. Observați, vă rog, că scara de valori era determinată de vârstă, nu de poziție socială, nici de avere, nici de prestigiu. Valoarea prețului stabilit era determinată de capacitatea de a munci. Dumnezeu se îngrijea astfel și de cel sărac, pentru ca și acesta se poate participa la acest serviciu voluntar. Preotul stabilea un preț corect, în conformitate cu posibilitatea omului de a plăti. Bănuțul văduvei are o valoare mult mai mare în cer decât darurile bogate ale celui influent și cu avere mare. Mai este un lucru de remarcat aici, cu privire la închinarea persoanelor. De obicei, un om plătește pentru serviciile altuia. În legea cu privire la jurăminte, Omul plătește ca să-i slujească lui Dumnezeu. Era un privilegiu. Este un privilegiu să-i slujești lui Dumnezeu. Dacă este vorba de dobitoacele care pot fi aduse ca jărfă Domnului, orice dobito care se va da Domnului va fi ceva sfânt. Să nu-l schimbe și să nu pună unul rău în locul unuia bun, nici unul bun în locul unuia rău. Dacă s-ar întâmpla să se înlocuiască un dobito cu altul, și unul, și celălalt, va fi sfânt. Dumnezeu spune să nu înlocuiești. Dacă ai promis Domnului că vei face un lucru, fă așa cum ai promis. Amintiți-vă păcatul lui Anania și Safira. Ei au spus că vor da Domnului prețul întreg al unei bucăți de pământ. Până la urmă, ei n-au procedat așa și nu au dus la apostol întregul preț. Petru le-a spus că, de vreme ce pământul era al lor, ei puteau face cu el ce voiau. Era un dar de bunăvoie, dar ei s-au gândit să păstreze ceva și pentru ei. Dragi prieteni, acest lucru despre care vorbim noi acum este real. Este un lucru care se întâmplă și astăzi. Dumnezeu ne consideră răspunzător pentru jurămintele făcute înaintea lui. Dacă i-ați promis ceva și nu v-ați ținut de cuvânt, el știe că ați promis că veți face acel lucru. Avem de-a face cu un Dumnezeu al realității, dragii mei. Dacă este vorba de dobitoacele necurate care nu pot fi aduse ca jerfă Domnului, să aducă dobitocul la preot care îi va face prețuirea după cum va fi bun sau rău și va rămâne la prețuirea preotului. Dacă vrea să-l răscumpere, să mai adauge o cincime la prețuirea lui. Un animal necurat putea fi folosit pentru un jurământ, dar nu putea fi adus ca jerfă. Preotul prețuia animalul, omul plătea prețul răscumpărării plus o cincime din acesta ca un adaus pentru că era un animal necurat. Dar nu numai animalele erau luate în considerare aici. Dacă cineva își închină domnului casa, răzind-o domnului ca un dar sfânt, preotul să-i facă prețuirea după cum va fi bună sau rea și să rămână la prețuirea făcută de preot. Dacă cel ce și-a închinat domnului casa vrea să o răscumpere, să adauge o cincime la prețul prețuirii ei și va fi a lui. Casa este cea mai valoroasă posesiune materială a unui om. Ea, putea fi închinată Domnului de către evrei. Cred că nu numai casa, dar și copiii unui creștin pot fi închinați Domnului. Omul putea să locuiască în continuare în casa închinată și începea să-i plătească chirie lui Dumnezeu ca proprietar. Dacă nu continua să plătească chiria, trebuia să adauge o cincime din valoarea ei atunci când o răscumpăra. Și aceasta era un fel de taxă care cunoașterea faptului că Dumnezeu era proprietarul. Noi facem tot felul de promisiuni și jurăminte față de Dumnezeu, toate acestea de bunăvoie. Apoi dovedim dacă am fost cu adevărat sincer. Și acest lucru este adevărat și atunci când este vorba de casa în care locuim. Dacă cineva închină Domnului un ogor din moșia lui, prețuirea ta să fie după câtimea de sămânță pe care o dă și anume 50 de siclii de argint pentru un omer de sămânță de orz. Dacă își închină Domnului ogorul, cu începere chiar din anul de veselie să rămână la prețuirea ta. Dar dacă își închină domnului ogorul după anul de veselie, atunci preotul să-i socotească prețul după numărul anilor care mai rămân până la anul de veselie și să-l scadă din prețuirea ta. Dacă cel ce și-a închinat domnului ogorul vrea să-l răscumpere, atunci să mai adauge o cincime la argintul prețuit de tine și ogorul să rămână al lui. Dacă nu-și răscumpără ogorul și îl vinde altui om, nu va mai putea fi răscumpărat. Și când va ieși cumpărătorul din el la anul de veselie, ogorul acela să fie închinat Domnului ca ogor hărăzit lui să fie moșia preotului. Dacă cineva închină Domnului un ogor cumpărat de el, care nu face parte din moșia lui, preotul să-i socotească prețul după cât face prețuirea până la anul de veselie și omul acela să plătească în aceeași zi prețul hotărât de tine ca lucru în Domnului. În anul de veselie, ogorul să se întoarcă la acela de la care fusese cumpărat și din moșia căruia făcea parte. Toate prețuirile să se, se facă în siclii Sfântului Locaș. Siclul are 20 de ghere. Acesta trebuie să fi fost un sistem foarte complicat. Pământul nu putea fi închinat lui Dumnezeu chiar dacă era lui Dumnezeu. Pământul era evaluat pe baza fertilității lui și a relației în care se afla față de anul de veselie. Tot pământul se întorcea la proprietarul inițial în acel an. Acest lucru era luat în considerare dacă un om închina pământul domnului cu puțin înainte de anul de veselie ca un act de generozitate. De fapt, el putea fi un om foarte egoist. Niciun pământ împrumutat nu putea fi dedicat domnului. Dumnezeu cunoaște foarte bine inima omului. Printre toate acestea sunt trei lucruri care aparțin Domnului și care nu puteau fi închinate lui. Nimeni nu va putea să închine Domnului pe născut din vita lui, care chiar este al Domnului ca întâi născut, fie bou, fie miel, este al Domnului. Dacă este vorba însă de un dobitog necurat, să-l răscumpere cu prețul prețui de tine, mai adăugând încă o cincime, dacă nu este răscumpărat, să fie vândut după prețuirea ta. Primul născut, Atât al omului cât și al animalului erau deja ale Domnului, astfel că nu puteau fi închinate lui printr-un jurământ. Dumnezeu insista asupra faptului că drepturile lui trebuie respectate. Tot ce va dărui un om Domnului prin făgăduință din ce are, nu va putea nici să se vândă, nici să se răscumpere. Fie om, fie dobitoc, fie un ogor din moșia lui, tot ce va fi dăruit Domnului prin făgăduință va fi un lucru prea sfânt pentru Domnul. Niciun om închinat Domnului prin făgăduință nu va putea fi răscumpărat, ci va fi omorât. Orice zeciuală din pământ, fie din roadele pământului, fie din rodul pomilor, este a Domnului. Este un lucru închinat Domnului. Dacă vrea cineva să răscumpere ceva din zeciuala lui, să mai adauge o cincime. Orice zeciuală din cirez și din turme, din tot ce trece sub toiag, să fie o zeciuală închinată Domnului să nu se cerceteze dacă dobitocul este bun sau rău și să nu se schimbe. Dacă se înlocuiește un dobitoc cu un altul, și unul și celălalt va fi sfânt și nu vor putea fi răscumpărați. Zeciuiala era cel de-al treilea lucru care îi aparținea deja Domnului, care nu putea fi inclus într-un jurământ. Acestea sunt poruncile pe care le-a dat lui Moise Domnul pentru copiii lui Israel pe muntele Sinai, conchide cu cuvântul Domnului. Acest verset încheie Cartea Leviticul și rezumă tot ce s-a spus în ea. El ne arată că acest capitol nu este deloc doar o anexe, ci face parte din același mod de gândire, din aceeași concepție a lui Dumnezeu în privința omului aflat sub lege. Credinciosul trebuie să fie recunoscător și să-i mulțumească lui Dumnezeu pentru harul său. Noi suntem posesori atâtor binecuvântări și adesea nu știm cum să fim mulțumitori lui Dumnezeu pentru ele fie ca prin acest studiu al cuvântului său, să devenim cu toți mai înțelepți. Se încheie episodul produs și pus la dispoziție de Transol Radio România. Vă anunțăm că suntem interesați de efectele sale în viața dumneavoastră. De asemenea, că puteți solicita copii ale episoadelor în format MP3 sau materialele scrise în format electronic. Contactați-ne la telefonul 021-346-2468 sau prin e-mail la adresa radioarondtwr.ro Vă mulțumim! Itinerar Biblic. Itinerar Biblic. Itinerar Biblic.